Pompierii detașamentului Slatina cu un echipaj smurd, o auto specială pentru descarcerare și o auto specială complexă pentru intervenții și descarcerare au intervenit în municipiul Slatina pentru acordarea îngrijirilor medicale victimelor unui accident rutier. La locul evenimentului au acționat și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță OL. În accident au fost implicate un autoturism în care se aflau 5 persoane și o mașină aflată parcată. Trei dintre acestea au fost transportate la spitalul din Slatina cu diverse traumatisme, una dintre victime fiind în stare comatoasă. Vinovat de producerea accidentului este un tânăr de 19 ani din București care abia își luase permisul de conducere. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive. Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere.